Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul Desenez și Colorez. Eu sunt Albert și astăzi vreau să desenez și vreau să vă arăt cum puteți desena și voi o surpriză de Paște, să zic așa, un iepuraș în un ou de Paște. Un desen foarte simplu, foarte drăguț, foarte cute. Trebuie mai întâi să aveți o coală de hârtie, un creionaș, eventual o forfecuță, ca să decupați, dacă vreți să decupați fix pe mărimea care am eu la foaie de hârtie. Eu mai întâi am desenat cu rigla la un dreptunghi de dimensiune 10 pe 18 cm, 10 lățime, 18 lungime. Apoi vedeți că l-am pliat în jumătate, încă o dată jumătate am pliat în jumătate, jumătatea care se vedea. Deci ar trebui să faceți și voi să vă arate foaia voastră ca și cum arată a mea, ceva în genul ăsta. Apoi când foaia e pliată și e strânsă, desenăm așa un ou în jumătate de, în partea de sus și jumătate în partea de jos. Mai facem niște iarbă acolo jos, unde este oul. Și apoi când deschidem foaia, ar trebui să arate cam așa. Și prelungim partea de sus și apoi facem așa un zigzag, așa cum ar fi o spart, dar să fie zigzagul sub linia aceea pliată. La fel prelungim și în sus partea de jos și facem la fel un zigzag, dar la fel să nu coborâm mai în jos linia punctată, ca să nu se vadă zigzagul. Practic el să fie spart doar dacă îl deschidem. Dacă îl închidem să fie unul normal. Și aici înăuntru vom desena un iepuraș drăgălaș. Puteți desena și orice altceva, o rățușcă, un miel, un cățeluș, o pisicuță, absolut orice. Eu voi merge pe iepuraș. Sper să vă placă ideea de astăzi. Nu uitați, în caz de n-ați făcut-o, să zdrobiți butonașul de like. Să adunăm acolo multe, multe, multe like-uri. De asemenea, dacă vreți să mă urmăriți, abonați-vă și apăsați și clopoțelul de notificări ca să vă anunțe YouTube-ul când postez ceva nou. Și dacă vreți să învățați să desenați, am multe, multe tutoriale în care puteți învăța, multe idei de desen, multe do-it-yourself-uri și, cum vă spun mereu, oricine poate învăța să deseneze. Nu vă trebuie talent, nu vă trebuie școală de artă, vă trebuie doar practică, exercițiu, desenați un pic azi, un pic mâine, desenați mereu chestii la nivelul vostru, în niciun caz foarte mult peste nivelul vostru, pentru că nu o să vă iasă. Adică puteți să vă forțați un pic nivelul și să încercați mereu chestii un pic, sau câteodată chestii un picuț mai greuțe, dar un picuț doar peste nivelul vostru. Dacă voi sunteți la început și vreți să desenați direct un, nu știu, un portret, un creion realistic sau hiperrealistic, nu o să vă iasă și o să aveți impresia că nu aveți talent. De fapt, nu e talentul problema, problema este lipsa de abilități, lipsa de cunoștințe. Pentru că și în desenat și în pictat sunt o grămadă de cunoștințe care trebuie dobândite și o grămadă de experiență care la fel trebuie dobândită. Așa. Uitați ce drăguț este iepurașul nostru. Apoi o să-l conturez cu un liner și apoi o să-l colorez cu un markere și creioane colorate. Voi folosiți materialele pe care le aveți voi. Sper să vă placă desenuțul. Vreau să vă urez cu ocazia asta să aveți o primăvară minunată, să aveți un Paște fericit, liniștit, luminat, alături de cei dragi. Să rămâneți pozitivi, să aveți mult, mult, mult spor la desenat, să aveți multă creativitate și o să mă opresc din vorbit și o să vă las cu videoclipul în continuare, pe care vreau să-l desenați și voi și să-mi spuneți în comentarii cum v-a ieșit. Și de asemenea, în comentarii puteți să mai spuneți și dacă aveți alte idei pentru clipuri viitoare sau dacă aveți orice fel de întrebare pentru mine legată de artă, de desen, chestii de genul ăsta. Vi-l aștept cu drag, îmi place foarte mult să interacționez cu voi. Acestea fiind spuse, dragii mei, în continuare, vizionare plăcută!